vorbești cu mine așa? Eu am fost în concediu, m-am întors. Na, cu, pot să fiu bine, cu nervii nu stau bine. Dar încă dacă poți să mergi în concediu, înseamnă că e bine. Cu toate că eu am văzut că nu ești așa bine. Păi n-am ce să fac, că a trebuit să merg cu ăsta mic la mare. Nu? Corect, ai avut treabă cu mine? Am avut treabă cu tine, în sensul că, uite, acuși, acuși, nu o să ne dăm pe derdeluși, dar mai stau puțin, da. Da, astea sunt povești de tale, dar eu știu, știu eu toate derdelușurile voastre. Unde ești? Unde ești? Sunt acasă, știu și șoare cu ăla de croco ce tifonel făcea și cum vă dădea bine mai puțin, tot că tu nu tragi pe cârnă, dar ce trăgeau restul. Da, da, treabă, eu nu cunosc cine este acest personaj, nu cunosc. Un jeg. Oare, Mânzu, știu eu cine e Mânzu, am și tot ce-mi trebuie. Dacă nu vrei, uite, mă duc la Salin acum la vis-a-vis de consulat, dacă îți face plăcere. Bă, eu nu am vreme de Salină, doctore, eu am de muncă, frate, eu trebuie să-mi refac type acum. De a povesti, în sensul de a povesti. După Salină, unde te găsești? Nu știu, la acțiune cu poliția rutieră pe stradă, nu mă găsești. A, la, de la 8 începe acțiune mare în oraș și eu la muncă. Da, pe atunci nu ne putem întâlni. Azi nu. Azi nu. Bine, sună-mă. Hai duminică. Hai duminică, că mâine eu am de lucru cu limuzină. Duminică e păcat, orice faci, de praful te alege. Băi, dar dintr-o dată ați devenit tot. Am fost fi 2 ani jumate, eu am fost fi 2 ani jumate, 3 aproape. Tot ce făceam în zi de sărbătoare, praful te alege. Bă, mai un pic și vă convertiți la islam, mă. Alo. Eu... Doctore, de ne cunoaștem de prea multă vreme, nu mai mangli pe mine, mangliște-o pe Martinova. Nu pe mine. Nu înțeleg nimic de ce zici. Da, da, pe e și doamna Martinov pot fi, probabil, și curioasă de discuția noastră. Doamna, sigur, sigur că da, e și normal, e dreptul ei. Da, sigur că da, și dreptul meu. Și eu, dreptul meu, să aflu informații, că o să vă fac vedete curând, încep niște seriale cu voi. Da, stai, că o să le ai, o să le ai ce da, le am, le am deja, doctore, stai cam, că nu... Nu le ai, n-ai tu nimic ce am eu. N-ai ce-am eu. Oricum, eu am cu România TV cu Antena 3, stai liniștit. Foarte bine, dacă tu ai cu PSD-ște, schimb eu am cu... Dar pe net, pe net m-am gândit la tine, că... Nu, nu, eu sunt mai tare. Ținând cont că avem prieteni comuni, pe net nu mă duc în altă parte. Doctore, eu sunt mai tare ca Antena, poveștile voastre, mă. E, dacă ești viață, mă Antena 3 și cu aia era... Tu ești de Permeșan acum, te-ai da, da, eu sunt de lu... Ai dat atunci să-i dau pe coarnă pe Permeșan. Păi lasă că și Vermeșanul și cu Bucuza în cărți. Hai să-ți dau de Vermeșan, vrei? Acum nu mai vrei. Nu mai înțeleg. Păi lasă-o pula mea, că nu te mai înțeleg. Când m-ai căutat să-ți dau pe goarnă pe Vermeșan, n-ai vrut. N-ai vrut, nu l-ai dat. Nu l-ai dat. Te sucești, păi cum te sucești? Nu, între timp am aflat și cu Vermeșan și cu Bucuza. Păi am vorbit că te dau pe goarnă pe Vermeșan. Te-ai mai întrebat de Vermeșan, ți-am spus deocamdată. Eu nu stau la dispoziția voastră, frate. Eu când vă întreb dacă voi vreți să dați. Băi, băiatule, nu-ți merge ție telefonul. Eu când v-am întrebat frumos dacă vreți să-i dați pe goarnă, niciunul n-a zis să-i dați. Să-mi dau pe goarnă, bă, ți-am spus de Vermeșan, nu-i interesează de Vermeșan, te-ai sucit. Da, tu te sucesc ca fiscienii, că te jimilițiază, papă, lasă-mi la mea că te jimilițiază. Dacă ești milițian, ești dreanță, înțelegi? Și nu mai poți să dacă ești dreanță, o să anunț organele competente, să te facă om adevărat, nu-ți dreanță, bă. Hai că nu da de garduri cu mine, că o dai de garduri. Atunci putem pula mea și lasă-mă în pace, cu tot cu presa ta de căcat. Bă, tărane, dacă e transcurent și vorbești așa... Dacă tu ești o dreanță, du-te în pula mea de fraier, ai înțeles? Cu mine?